Poliția! Poliția! De la poliție avem un mandat. Liderul clanului sportivilor, Bebino, reținut pentru 24 de ore, mascații au descins în casa interlopului după ce a șantajat un bărbat căruia îi împrumutase câteva mii de euro și a vândut mașina cu acte false. Cătălin Grădinaru ne dă toate informațiile. Cătălin, bun găsit! Bun găsit, iată, poliția a descins la mai multe adrese pentru a găsi acele dovezi, de exemplu, falsuri, acte false și alte, să spunem așa, mijloace de falsificare a actelor, care să probeze infracțiunea de abuz de încredere, înșelăciune, de care este acuzat Marius Alecu și nu numai asta, că mai are au mai fost și pentru tâlhărie. Cert este că s-a procedat clasic, deci un domn, Maldini, pe numele lui așa, și a vrut 5.000 de euro și a lăsat mașina gaj. Când a venit să-și plătească mașina, să o scoată Audi-ul respectiv, nu mai era pentru că Marius Alecu-l revânduse altui personaj, James. Evident că falsificând cartea de identitate și talonul. Asta este prima infracțiune și s-au căutat dovezi pentru asta și a doua este pentru tâlhărie, pentru că se zice că ar fi ademenit, de fapt poliția are cam toate datele, ar fi ademenit doi oameni, doi prieteni undeva la o adresă, i-a amenințat cu cuțitul și le-ar fi luat 60.000 de lei.